Hello, vorbim astăzi despre experiența mea cu Work and Travel, partea a doua, pentru că probabil ați văzut deja prima parte. Așa că o introducere a acestui videoclip, vreau să vă spun la ce am lucrat eu, pe ce post mai exact, cât câștigam și apoi voi lua experiența mea din momentul în care am plecat din țară și până când am ajuns înapoi în țară. Astfel încât mi-am făcut aici pe telefon și ca un fel de schiță cu toate subiectele ca să nu omit nimic și prima dată jobul. Ok, vă spuneam eu în clipul anterior că după ce achiți prima tranșă și îți faci documentele de care ai nevoie și așa mai departe, îți alegi un job. La agenție ei au o listă de joburi. Joburi pe care le aveți și voi în cont, vă apare în contul vostru online în cazul în care nu v-ați ales deja de acolo. Ei bine, găsisem multe joburi, super ok. Și ținând cont că era primul an, nu știam mai exact pe ce să mergem sau cum să facem sau unde s-ar câștiga mai bine, vedeam doar oferta de job pe care, nu știu, pe care o primeam de la angajator. Ideea era că noi voiam undeva la ocean și trebuia să ne găsim un job în care să fie două posturi libere, ca eu și prietena mea să lucrăm în același loc. Și după ceva căutări, pentru că de multe ori găseam joburi în care erau două posturi, doar că unul era deja ocupat, în oferta de job, angajatorul scrie acolo câte posturi pune la dispoziție. Dar tu, în momentul în care vrei să aplici așa mai departe, poate jumătate din locurile respective sunt luate sau o parte din ele și cine știe dacă mai ai loc și tu și grupul tău de prieteni, pentru că puteți să mergeți și în grup. Ei bine, într-un final găsisem un job care să aibă două posturi libere și să ne ofere și alte lucruri. Alte lucruri însemnând un salariu destul de mare. Ne oferise $12 pe oră și țin minte că atunci, la momentul respectiv, era cel mai bine plătit pe care îl găsisem, cel mai bine job plătit. Și după ce ne-am uitat noi așa puțin pe job offer, am văzut acolo că de fapt avem și tips, avem bacșiș și că ne mai oferă și cazarea gratuit, ceea ce însemna că ne scutea pe noi de o căutare în plus și nu mai trebuia să stăm să căutăm cazare, să plătim și așa mai departe, pentru că ne ofereau ei. Ce job? Housekeeper. Ce înseamnă housekeeper? Ca un fel de om de serviciu, pentru că efectiv făceam curat în hotel. Noi eram acolo, când am ajuns eram destul de multe fete și stăteam într-o căsuță destul de micuță la cât de multe fete eram. Efectiv era o cameră foarte mare cu paturi suprapuse și bucătărie și o baie. Și ținând cont că erau foarte, foarte multe fete, cu baia a fost groaznic pentru că toată lumea pleca la lucru dimineața în același moment și trebuia să mă trezesc cu o oră mai devreme ca să prind baia liberă, să mă pot pregăti și apoi să iau micul dejun, să stau, mai stau în pat sau să stau pe telefon, să vorbesc cu ei mei acasă dacă puteau și ei. Astfel încât am reușit să ne descurcăm chiar dacă eram multe fete în casă, dar important era că nu cheltuiam bani pe cazare. Ceea ce a fost un mare, mare plus pentru noi la sfârșit de vară când am tras linie și am făcut calculele. Ok, deci cam asta despre job. Nu am altceva ce să vă zic decât că asta a fost job offer-ul, am avut interviul cu sponsorul, apoi interviul cu angajatorul pe Skype, după cum am spus și în clipul anterior și cam atât. Apoi, locație. Pentru că v-am spus și în clipul anterior că nu aveam o locație anume, doar că voia să fie la ocean, jobul acesta pe care l-am găsit este în Maine. Ei în fiecare an oferă posturi pentru studenți, deci probabil dacă ajungeți vreodată pe acolo, let me know, dați-mi un mesaj. Deci locația a fost Maine, în orașul Old Orchard Beach. Ca să vă fac o comparație și să vă puteți face o idee, dacă ați fost la noi în Costinești, în țară, ați văzut probabil că e ca un fel de sătuc slash oraș foarte, foarte, foarte micuț, Costineștiul, însă este genul acela de oraș care pe timpul verii, în timp de sezon, e full de oameni, nu ai loc să treci pe stradă, nu ai loc să respiri, nu ai timp să faci nimic
Și după când e sfârșit de sezon, e sfârșit de sezon, adică efectiv e ca în filmele horror, zboară câte o dinaia de fân pe stradă. E bine, așa era și în acest oraș. Pe timpul verii a fost super, super aglomerat, aveam de lucru groaznic de mult și în septembrie, după Labor Day, pentru că ei pe 1 septembrie au Labor Day, ce înseamnă Labor Day e ca un fel de 1 mai, cum e la noi. E ziua muncii la ei și au tot felul de reduceri și chestii și așa mai departe. Deci aici, ca o mică paranteză, dacă vreți să vă cumpărați electrocasnice sau aparate de tot felul sau pur și simplu device-uri sau alte chestii, pune și haine și cosmetice, atunci e momentul. Acum să revenim. După acest Labor Day, pur și simplu e gol. Se golește tot orașul, studenții pleacă pentru că în celelalte țări facultatea începe în septembrie, nu în octombrie ca și la noi și toată lumea pleacă acasă și am rămas noi acolo și a fost tare, tare interesant, ținând cont că era foarte pus. Eu nu mai aveam de lucru, lucram maxim 3 ore pe zi și referitor la cât de mult lucram, e bine, ținând cont că era hotel și noi trebuia să facem curățenie în camerele de hotel și în apartamente și în case, pentru că acest hotel nu era, cel puțin hotelurile lor din US nu sunt ca hotelurile noastre de aici. Ei au, de exemplu, angajatorul meu avea 4 clădiri. Era, nu complex, dar era o parcare imensă și erau 4 clădiri. Două în care erau camere mai mici și mai mari, o clădire în care erau apartamente și o clădire în care practic erau case. Adică era o clădire foarte, foarte mare cu 3 case. Și de ce să le spun case? Asta pentru că aveai pe 2 nivele și aveai 2 camere, living, bucătărie, 2 băi. Adică era fix ca o casă, atâta tot că erau ca un triplex. Exact. Deci o clădire mare cu 3 căsuțe din astea. Și efectiv ne împărțeam pe echipe și lucram în medie, aș putea spune că 6 ore pe zi, însă aveam zile în care lucram 8 ore și aveam zile în care lucram 3 ore. Asta însemna că depindea foarte, foarte mult de numărul de clienți pe care aveam și depindea foarte, foarte mult dacă era timpul săptămânii sau în weekend. În weekend aveam foarte mulți clienți, aveam foarte multe camere de curățat și chiar dacă le curățam, se ocupau înapoi, iar apoi luni, marți, ei când eliberau camerele, la fel, aveam foarte multe de lucru, însă pe miercuri, joi, era mai potolit puțin, lucram, pentru că atunci în plin sezon tot timpul e plin, însă la începutul verii și la sfârșitul verii, în timpul săptămânii, era gol pușcă. Ok, hai să văd următorul lucru pe care l-am aici. Păi, despre locație, cred că atât am să vă spun, nu cred că am altceva, atâta tot că a fost Main Old Orchard Beach. Acum, despre avion, despre zbor, cum am ajuns acolo. Ei bine, v-am spus și în clipul anterior, eu pe bilet în total am plătit 780 de euro. Am avut un bagaj de cale inclus și plus ce puteai să iei în avion, geantă de 12 kg și un device sau o chestie, o poșetă, ceva. Am avut zbor din București spre Boston, iar mai apoi din Boston spre Old Orchard Beach a trebuit să luăm un tren. Trebuie să menționez faptul că în momentul în care ajungeți acolo nu vă așteaptă nimeni în aeroport, adică nu aveți așteptări de genul, pentru că efectiv voi din momentul în care plecați din țară sunteți pe cont propriu, agenția, sponsorii vă sunt la un e-mail distanță, iar după ce ajungeți acolo la un telefon distanță, deci nu e problema, însă nu sunteți însoțiți, efectiv sunteți independenți și faceți ce ați învățat până în momentul respectiv sau pur și simplu faceți ce vreți voi, atâta timp cât sunteți cu bun simț și dați dovadă că românii nu sunt așa cum crede lumea în alte țări. Ok, deci am ajuns în Boston, am luat trenul, ne-am dus spre Old Orchard Beach. După un drum foarte lung, pentru că noi plecasem de acasă din Sibiu spre București, asta a fost undeva la 4 ore jumătate, 5 ore dacă nu mă înșel, pentru că am prins foarte aglomerat acolo pe centura la București. Apoi, după un zbor de 2 ore jumate, dacă nu mă înșel, spre Amsterdam, apoi o oră escală în Amsterdam, apoi 6 ore jumate sau 7 ore din Amsterdam spre Boston, apoi din Boston spre Old Orchard Beach, încă 2 ore cu trenul. Deci a fost, vă dați seama, deci au fost 2-3 zile în care efectiv n-am pus geană pe geană, ațipeam așa în picioare încă de-a capul la un moment dat, însă a meritat efortul ăsta să zburăm atât de mult.
Ce trebuie să mai știți este că zborurile acestea lungi au o mâncărică inclusă pe avion. Asta înseamnă că din București spre Amsterdam, cum a fost zbor scurt de 2 ore jumate, am avut inclus doar un snack și o băutură. Adică vă aduce ceva de roțet și o băutură. Însă, zborul dintre Amsterdam și Boston am prins 2 mese. La întoarcere știu sigur că am prins 2 mese. Când ne-am dus încolo, cred că am prins doar o masă. Dar între mese și snack-uri, 2 snack-uri, plus băutură și așa mai departe, deci e foarte ok. Mâncarea de pe avion, fiind prima mea experiență cu mâncare pe avion și așa mai departe, a fost ok, nu pot să zic că a fost wow, dar nici foarte rea, adică dacă ți era foame, îți țineam de foame până ajungeai la destinația unde trebuia să ajungi. Bun, după ce am ajuns în aeroport, am luat un taxi, ne-am dus pur și simplu în gară. Noi biletele le avem achiziționate de acasă, le luasem online pentru că e foarte, foarte bine să le ai rezervate din timp. Și ținând cont de felul cum am zburat și cum a fost cu trenul, pe zbor nu am avut treabă, la zborul lung am avut o mică turbulență la un moment dat, însă în rest a fost ok. Am înghețat de fric, dar am crezut că mor, am fost îmbrăcat, am avut și pături, la zborul cel lung îți dă pătură, îți dă pernuță, adică ai tot ce trebuie, dar totuși e foarte frig, ținând cont că e foarte lung drumul și sunt foarte multe ore la mijloc. Iar apoi cu trenul a fost o experiență super wow, pentru că trenurile lor sunt foarte, foarte luxoase, au efectiv scaune foarte mari, cu spațiu mare între scaune, din piele, foarte mari, foarte confortabile, priză, internet, ai tot ce trebuie acolo, ai putea și să dormi, ai putea să mergi 2 zile non-stop cu trenul pentru că ai tot ce trebuie. Și cam asta a fost legat de drum, pentru că după ce am ajuns în Old Orchard Beach, ne-am dat jos din tren, noi ne-am luat biletele în așa fel încât să ajungem acolo în oraș pe ziua, pe timp de zi, în cazul în care ne rătăcim sau, eu știu, aveam și bagaje după noi, să fie pe ziua și să putem să ne descurcăm, să nu fie noaptea, să avem, să întâmpinăm alte probleme sau alte chestii, ținând cont că eram 2 fete singure acolo cu multe bagaje. Astfel încât noi am ajuns în jurul orei 7, 7 după amiaza, ora 19, am ajuns acolo și efectiv nu aveam net, nu aveam nimic și am încercat noi să ne conectăm la un Wi-Fi ceva, să găsim locația. După lungi încercări, am găsit într-un final și efectiv am plecat cu bagajele până la hotel. Mi s-a părut cel mai lung drum ever, pentru că aveam bagaje, eram foarte obosite, bagajele erau super grele, ei acolo în oraș aveau doar piatră din aceea cubică, ceea ce însemna că pentru roțile de la bagaj era groaznic și ni se tot opreau și nu puteam strage de ele și așa mai departe. Însă faza interesantă este că în momentul în care am ajuns în gară și am dat să ne pornim să plecăm, la un moment dat un om se tot uita la noi. Și mă uit la Danny, ea se uită la mine și am zis ok, era în vârstă. Mai mergem 2-3 pași, se întoarce iar să uite la noi. Mai mergem 2-3 pași, iar se întoarce iar să uite la noi. Și apoi vine la noi și face că, bineînțeles, în engleză, ne-a spus că voia să ne anunțe că în spatele nostru este un SUV negru mare și că nu știe ce înseamnă asta, dar de fiecare dată când noi ne înaintăm, înaintează și SUV-ul acela. Și noi era ceva gen, what the fuck? Ne uităm, știi? Adică ne uitam pur și simplu și noi eram ceva gen, ești tu paranoie, ești tu pervers sau ce vrei de la viața noastră, lasă-ne pace și du-te și vezi de treaba ta. În fine, omul acela a plecat, deci doar pur și simplu ne-a spus chestia asta. Noi eram super amuzate și distrase și chestii de gen, pentru că era și în toate zile și ni se părea ciudat, pentru că noi văzusem persoana de la volan și vorbea la telefon și se oprise la un moment dat, cred că aștepta pe cineva din gară, deci nu era... În fine, dar da. Apoi am dat să mergem pur și simplu spre hotel, iar în drum doi bărbați s-au oprit să ne întrebe dacă vrem să ne ajute cu bagajele. Erau foarte amabili oamenii acolo și toată lumea ne zâmbia, deși noi nu-i cunoșteam, ei nu ne cunoșteau, noi mai eram și cu bagaje, mai eram și obosite, dar toată lumea ne-a salutat în drumul acela. Și toată lumea ne spunea hi, 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 hello, hello, hi. Adică era ca și cum era acolo ca o mare familie. Iar aici ca o mică paranteză, da, într-adevăr acolo ei sunt foarte, foarte mulți perverși.
și sunt foarte mulți oameni în vârstă care o să vină să vă abordeze sau alte chestii de genul, așa că vă vedeți de drumul vostru și plecați mai departe. Însă sunt și oameni foarte, foarte amabili care chiar vor să vă ajute. După ce am ajuns la hotel, pur și simplu am vorbit cu managerul, ne-a arătat unde vom locui și prima impresie când am intrat în casă a fost: Denisa, unde am ajuns? Noi obișnuite cu luxul de acasă în România, da, românii trăiesc în lux. Trebuie să țineți asta minte. Adică, și aici fac referire la o familie normală sau cu venituri peste, dar românii trăiesc în lux. Românii pun foarte, foarte mult accent pe casă, pe felul cum trăiesc, pe mâncare și pe absolut tot ce ține de traiul de zi cu zi. Ei nu. Ei pun accent foarte, foarte mult pe mâncare și pe călătorit. Ei vor să se simtă bine atunci, în prezent. Nu contează că poate au o casă care e o cocioabă și mai are puțin și se dărâmă, nu contează că au șoareci în casă, nu contează că au o dita mai gaură și le intră aerul în casă sau alte ligioane. Deci pentru ei nu contează absolut nimic. Nimic legat de casă. Trebuie doar ei să fie mulțumiți, fericiți, mâncați bine și călătoriți. Deci, da, impresia noastră când am intrat în casă a fost așa puțin aiurea, pentru că noi nu știam că o să stăm cu atât de multe fete în casă, pentru că nu ne spusese. Și pe lângă asta, na, ținând cont că aveam o singură baie la atâtea fete, baia nu era în cea mai strălucită stare. Ni se părea că era totul foarte, foarte murdar, pentru că fetele care ajunseseră înaintea noastră nu făcuseră curat și eram: Deni, ce facem? Însă în prima seară a fost cum a fost, fetele ne așteptau cu așternuturi curate ca să ne putem împacheta și noi paturile și să dormim. Dar ținând cont că era seară, până am făcut un duș în seara respectivă și până am ieșit puțin așa să colindăm pe străzi, am ieșit toate fetele din casă. Una dintre fete ne aștepta și cu orez cu lapte și cu scorțișoară, deci a fost... Eu n-am mâncat, că mie nu place scorțișoara, după cum știți, dar în orice caz, au fost foarte drăguțe fetele. A doua zi, stăteam eu cu Deni și ne întrebam ce facem. Cum facem să putem trăi în casa asta? Și ținând cont că noi am ajuns pe 17 iunie, asta era sâmbătă seara, noi trebuia teoretic să începem lucrul de luni. Însă managerul nostru ne-a spus: luați-vă ceva timp și începeți doar de joi, pentru că mai aveți și alte lucruri de rezolvat și am să ajung și la aceste lucruri pe care am să vi le transmit, să știți de ele, pentru că trebuie să le faceți. Și am zis: ok, ce facem în zilele astea? Mergem, luăm un mic dejun cu pancakes americane. N-am găsit pe nicăieri acolo în orașul nostru, n-am ajuns să mâncăm nici măcar o dată pancakes cât am stat în America, știu, dar nu. Efectiv, la toate restaurantele unde mergeam, nu găseam pancakes. Pentru mine era ceva imposibil. Cum să nu găsești? E ceva reprezentativilor, cum să nu găsești? Dar n-am găsit. În orice caz, ne-am mai plimbat, ne-am mai făcut noi cumpărături, ne-am mai acomodat și efectiv am profitat puțin de timpul liber, pentru că noi înainte să plecăm din țară am avut o perioadă foarte aglomerată, n-am avut timp de stat nici măcar o oră într-o zi, iar acolo, ținând cont că ne-a spus că începe doar de joi, de duminică, să zicem așa, din prima zi de stat acolo, până miercuri seara am avut timp liber și ne-am relaxat puțin, ne-am făcut planuri, ne-am căutat un second job, pentru că poți să-ți cauți și al doilea, și al treilea, și al patrulea job, atâta timp cât ai timp, te țin picioarele, te ține psihicul pus, să ai câte joburi vrei tu. Și pur și simplu în acest timp ne gândim ce să mai facem și cu casa aia, ca să reușim să îi dăm de cal, să ne simțim ca acasă, nu știu. Am făcut neafca, noi am făcut curățenie în toată casa, eu și Deni ne-am apucat așa la totul, fix cum facem noi acasă aici în România. Pentru că celelalte fete nu erau așa, adică și ele făceau curățenie, mai ales că erau și ele pe post de housekeeper și așa mai departe, însă se vedea că nu sunt ca noi și știți cum e, că în momentul în care locuiești într-o parte vrei să știi că ai făcut lucrul respectiv de mâna ta și că știi tu că l-ai făcut sigur. Și ne-am apucat, noi am făcut ce am făcut, curățenie în toată casa, ne-am apucat să cumpărăm câteva chestii prin casă, pentru că era imposibil să ai o singură baie, multe fete și să nu ai perdea la duș. Efectiv, ne-a cumpărat perdea la duș, ca în momentul în care cineva făcea duș, altcineva să poată intra la baie, să
nu știu, să se spele pe mâini sau alte chestii, pentru că era super nasol și trebuia să ne descurcăm în așa fel încât să nu ținem pe lumea care era în casă, să nu ținem cumva să nu intre la baie dacă are nevoie, dar în același timp poate vei și tu nevoie și... Și aici chiar pot să fac o mică paranteză și am să vă zic o chestie așa de inside, însă mie acum mi se pare foarte amuzant când mă gândesc, dar da, și probabil nu ar fi nimeni, nu ar fi toată lumea de acord cu o chestie de genul, însă pentru noi chiar era amuzant pentru că ajunsese la limita răbdărilor și nu aveam timp niciuna să intrăm la baie cum se cuvine, astfel încât la un moment dat ajungeam să fim și câte trei fete în baie, una în duș, una se spăla pe dinți și una pe toaletă, ceea ce e super amuzant și... Dacă stai bine să te gândești, stai, ce? Cum să fii trei fete în baie și să faci atât de multe lucruri? Însă erau fete care erau mai, nu știu, nu erau pudice sau ceva, erau mai deschise și chestii de genul și nu le păsa dacă mai e cineva cu ea în baie sau alte chestii. Eu nu prea făceam chestii de genul pentru că, da, nu era tot una să mă spăl pe dinții timp ce una era pe toaletă sau invers sau chestii de genul. Însă dacă eu eram, de exemplu, în duș și cineva voia să intre, da, n-aveam nicio treabă pentru că era perdeaua trasă, eu eram cu treaba mea, fata cealaltă era cu treaba ei. Dar, da, a fost și chestia asta. Altceva despre lucru, ținem cont că am început lucrul puțin mai târziu. Practic am avut timp în zilele respective să ne rezolvăm cu celelalte lucruri. Celelalte lucruri însemnând 3 la număr, SSN, cont la bancă și formularele de completat. Am să le iau pe rând. SSN, ce este SSN? Social Security Number. Acesta este ca un fel de CNP, doar că acolo la ei așa se numește. Acest CNP, ca să-i spunem așa, acest SSN îl primești o singură dată în viață și tu de fiecare dată când mergi în America trebuie să-l ai la tine. Dacă îl pierdeți, veți complica foarte multe lucruri, deci nu îl pierdeți pentru că dacă voi vă pierdeți acel SSN și îl găsește cineva din US, vă poate folosi acel SSN și vă poate deschide conturi în bancă, vă poate face datorii, vă poate lua credite și tot felul de chestii. Deci aveți grijă de el ca de ochii din cap. După ce primiți acel SSN, aveți mare, mare grijă de el. Trebuie să mergeți să-l faceți. Eu nu vă pot spune exact unde să mergeți pentru că fiecare oraș are un sediu, însă noi fiind în Old Orchard Beach aveam două variante. Ori așteptam o zi anume în care cei de la SSN veneau în oraș și ne făceau ei, ori am mers în orașul de lângă, la ei la sediu și ne l-am făcut direct. Noi am ales să mergem în orașul de lângă pentru că așa am văzut și orașul celălalt și ne-am mai plimbat. Și așa am fost și la Walmart pentru prima dată, cât timp am stat acolo. Și asta cred că s-a întâmplat fix lunea, deci teoretic a doua zi completă de stat acolo. Apoi, contul la bancă. Vă trebuie un cont bancar pentru că voi veți primi un salariu. Ei acolo se folosesc de cecuri în general, dar mai sunt și angajatori care dau banii cash sau care virează direct în cont. Contul bancar este super, super, super simplu de făcut. Nu se complică ca la noi în țară absolut deloc. Efectiv, ne-am dus la bancă. Ne-am dus cu toate actele necesare pentru că trebuie să vă cărați actele DS-ul, job offer, pașaport și cred că mai era încă ceva, dar nu îmi vine acum în minte. Trebuie să le cărați absolut peste tot cu voi, mai ales când vine vorba să vă deschideți un cont sau ceva, dar o să vi se zică și de la agenție aceste lucruri. Deci am avut toate actele cu mine, iar persoana respectivă mi-a deschis contul în 15 minute pe ceas. De ce a durat așa de mult? Acte de semnat, foarte multe de cecuri de depus, pentru că nu mi le-am făcut contul bancar fix în primele zile și pe urmă, țin cont că am avut și un second job, am avut tot câte două cecuri pe săptămână și cred că după vreo lună mi-am deschis contul, însă v-aș recomanda să vi-l deschideți în primele zile, pentru că eu am așteptat și mi-a părut rău, pentru că voiam să-mi deschid la o altă bancă, la Bank of America. Vă recomand Bank of America pentru că e mult mai ușor de lucrat cu ei și cu închiderea contului și așa mai departe și ținând cont că și în România este Bank of America, va fi mult mai ușor și dacă vă faceți un transfer. Noi ne-am făcut, eu și Deni ne-am făcut cont la o bancă locală care se afla în orașul nostru. Dar a fost ok, n-am întâmpinat probleme nici la ei, atâta tot că mi-aș fi dorit să îmi fac la cealaltă și după ce am început lucrul n-am mai avut timp să merg la bancă, la Bank of America, într-un alt oraș ca să-mi fac și ținând cont că îmi trebuia cont, m-am dus aici.
acum să revin, că am luat-o puțin, am deraiat puțin lucrurile. În acele 15 minute am completat acte, mi-am băgat toate cecurile, toți bănuții, m-a întrebat dacă vreau și bani cash cumva, mi-a adus cardul pe moment. Mi l-am activat, a fost super, super rapid și super simplu, nu ca aici, aștept nu știu câte zile până îți ridici cardul, apoi să-l mai și activezi, apoi mai dai și niște semnături, apoi te lungește prea mult la noi în România. Și al treilea lucru, formularele. După ce ajungeți în America, voi trebuie să vă anunțați sponsorul că ați ajuns și să completați niște formulare. Sunt tot așa din contul vostru online, vă va explica tot de la agenție unde să intrați, ce să completați și așa mai departe. Să aveți o adresă de e-mail bună pe care puteți să o folosiți, pentru că o să vă folosiți extrem de mult de adresa de e-mail, vă va trebui și la cont, veți comunica și cu sponsorul prin ea și așa mai departe. Cu sponsorul puteți vorbi și la telefon. Noi am plecat din țară, ne cumpărasem cartele de America, vi se poate da de la agenție, însă, sincer, nu vă recomand să vă cumpărați. Noi am plătit $40 pe cartelă, ca să avem puțin net, să avem minute, mesaje și așa mai departe, însă nu ne-a fost folositoare absolut deloc. Pe lângă faptul că ea trebuia activată din momentul în care ajungem acolo, ea s-a activat, însă nu funcționa. Efectiv, nu mergea netul, nu mergea să sun, nu mergea să primesc apeluri, nu mergea absolut nimic. După câteva zile a început să fie ok, am putut să primesc apeluri, am putut să dau eu apeluri, însă netul tot nu mergea. După un timp am văzut că la mine și-a revenit, însă nu am reîncărcat-o pentru că trebuia să reîncarci odată la o lună cu $40. Nu am reîncărcat-o pentru că nu mi s-a părut folositoare absolut deloc. Iar Denisei nu i-a mers absolut deloc. Deci mie tot mi-a mers puțin. Denisei nu i-a mers deloc. Deși era activată, era tot ok, dar nu-i mergea net. Nu putea să sune, nu putea să primească apeluri, nu putea să dea mesaje, nu putea să facă nimic. O singură dată i-a mers, dar deja era mult prea târziu, că se expira, nu avea ce să facă cu ea. Deci nu vă recomand neapărat. Puteți să comunicați foarte ușor prin e-mail cu sponsorul, așa am făcut-o și eu. O mică paranteză. Știu că sunt foarte, foarte multe persoane care nu iau contact cu sponsorul în momentul în care ajung în America. Ei bine, dacă faceți asta, o să fie o prostie și o să vă complicați puțin. Poate sunt cei care au mers mai mulți ani și zic, la mine nu a fost așa. Depinde și de sponsor. Însă, de exemplu, eu, în casa în care am stat, eu, Denisa și cu încă două fete aveam același sponsor, deși eram din țări diferite. Noi eram din România, iar celelalte două fete erau din Bulgaria. Dar aveam același sponsor, era un sponsor comun. Și ele au avut ceva probleme din cauza că nu l-au contactat, pentru că oamenii ăia nu știau nimic de ele, efectiv nu știau dacă au ajuns, nu știau dacă e tot ok la job, nu știau dacă s-au cazat și e totul în regulă, nu se știa nimic de ele și e super nașpa, adică oamenii aia răspund de noi, de aceea sunt sponsorii noștri, pentru că răspund de noi pe parcursul șederii noastre în state. Așa că cel mai bine este să anunțați. Legat de second job, nu știu ce aș putea să vă spun altceva decât că v-aș recomanda să aveți un second job, pentru că așa puteți să strângeți ceva mai mulți bănuți. În cazul meu, second job l-am avut într-un magazin de haine, era același patron, doar că manageri diferiți, era la ieșire din parcare, efectiv era totul acolo, foarte, foarte aproape, un minut de mers pe jos, ca să spun așa, să tranzitez parcarea, însă acolo ne plăteau cu $11 pe oră, nu ne plăteau overtime și nu aveam tips sau ceva. Și legat de overtime, că am uitat să vă zic, overtime este atunci când faceți ore în plus, ore peste program. La hotel, dacă făceam aceste ore, ne plătea $18 pe oră în plus, dacă aveam ore în plus. Deci 12 era normal, 18 overtime. În schimb, la magazinul de haine, la al doilea job, nu aveam așa ceva. Deci era doar $11 pe oră, fără tips și nu ne plăteau overtime dacă cumva depășeam numărul de ore propus pe săptămână de ei. Iar altceva, nu pot să vă zic decât că nu m-aș mai duce la al doilea job. La primul job m-aș mai duce pentru că a fost ok, îl înțelegeam pe manager când se enerva sau când era totul ok pentru că avea tot dreptul, sau mai întâmpla pe parcurs și chestii cu alte fete sau poate și eu cu Denia am mai făcut greșeli în prima săptămână. Dacă ar fi să vorbesc despre întoarcerea mea,
La primul job m-aș reîntoarce, nu aș avea probleme pentru că managerul a fost super ok, când se greșea ceva ne spunea, chiar dacă se enerva pe moment, pentru că e normal să te enervezi atunci când știi că trebuie să conduci oameni și pe urmă ai review-uri proaste sau chestii de genul, dar își cerea scuze după dacă era ceva sau ne ajuta dacă era ceva. Deci acolo chiar mi-a plăcut și m-aș reîntoarce. Însă la al doilea job în magazinul acela de haine, era tot același patron, doar că managerii erau diferiți și era super nasol acolo. Și nu vă spun asta pentru că nu-mi place să lucrez, pentru că am mai auzit și replici de genul. Nu, pentru că aș putea spune că la hotel trăgeam mult mai tare, lucram mult mai mult și era mult mai obositor decât la magazinul de haine. Însă la magazinul de haine managerii erau foarte crispați tot timpul și nu aveai voie să faci nimic, nici măcar să respiri, că te vedeau pe cameră și veneau la tine și comentau ceva. Dacă mergeai la baia fiind lângă casa de marcat imediat ușa, te vedeau pe cameră că intri la baie și după 5 minute te veneau și te întrebau unde ai fost în intervalul cu tare, pentru că nu te-am văzut câteva minute pe cameră. Am fost la baie, nu am voie, și asta în condițiile în care era magazinul gol, adică să ne înțelegem că nu mergea nimeni la baie când era magazinul full și trebuia să stai cu oamenii. Pe lângă asta trebuia să vorbești cu fiecare client în parte, să-l urmărești, să nu fure și chestii de genul. Și așa mi-am luat niște replici nasoale de la anumiți clienți, pentru că era evident că stau să-i urmăresc, adică și dacă erai foarte, foarte subtil și nu voiai să faci asta, eu încercam să fiu subtilă și să nu fiu chiar numai cu ochii pe ei, adică să mă duc printre rafturi, să mai așez una alta și să mă mai uit la ei sau să mă duc pur și simplu la ei de vreo 2-3 ori, că trebuia să mergi mereu, să-i întreb, vă pot ajuta cu ceva? Vă pot arăta ceva? Dacă aveți nevoie de cabine, sunt acolo sau tot felul de chestii de genul, dar unii chiar se simțeau urmăriți și noi condam pentru că asta ne puneau să facem și chiar nu mi-a plăcut chestia asta pentru că efectiv să fucai omul respectiv și pe lângă asta, nu știu, experiența așa totală la al doilea job nu mi-a plăcut. Și acum am realizat că nu v-am spus numele, eu am să vă spun și numele pentru că nu mă feresc și toată lumea și pe acel grup și-a spus părerea și toată lumea vă poate povesti despre cei care au fost. La hotel este Coplain la Rain, v-am spus mi-a plăcut, însă la magazin nu. Magazine erau 3 la număr, eu am lucrat într-unul din el, Dani a lucrat în cel de-al doilea, iar în cel mare lucrau ei managerii și așa mai departe. Însă magazinul la care am lucrat eu se numea Food Traffic, al Denisei se numea 999 și celălalt se numea Harold. Deci dacă mergeți în Old Orchard Beach și dați de aceste magazine, mergeți, angajați-vă dacă vreți, dar aveți grijă pentru că au pretenții destul de aiurea, aș putea spune. Să nu mai zic de telefon, că stătea acasă, nu la mine, sau să nu zic de faptul că mi-era frig. Aveau foarte, foarte tare dat aerul condiționat în magazine, restaurante, peste tot e aer condiționat, doar că stând acolo foarte multe ore, efectiv înghețai. Și dacă înghețam, normal că mă îmbrăcam, ne lăsau să luăm hanorace din magazin, însă eu veneam foarte îmbrăcată de acasă și după trebuia să mai pun și 2 hanorace de la ei, pentru că până seara târziu, efectiv înghețam acolo și degeram la propriu, în toiu verii. Și eram deranjat puțin când aveam 2-3 hanorace pe mine, că mă arătam nu știu cum, dar și ce fac? Oprește-mi aerul condiționat, că nu mai pot aici și nu eram singura, să nu mă înțelegeți greșit. Toate fetele eram înghețate. Dar da, aveți grijă în cazul în care treceți pe acolo, nu, poate se schimbă managerul de la anul sau eu știu, deci aveți grijă, fiți puțin atenți în cazul în care optați pentru acest job. Și să mă uit aici să văd ce am în continuare. Ok, eu mi-am trecut aici un subiect pe timpul verii. Ce înseamnă pe timpul verii? Înseamnă că nu vă imaginați că mergeți acolo și gata, mergeți, lucrați, apoi călătoriți toată vara și chestii de genul. Nu o să se întâmple asta. Trebuie să plecați de acasă conștienți că voi mergeți acolo să lucrați, să vă faceți bani și la sfârșit în octombrie să călătoriți. Și de ce vă spun asta? Vă recomand să respectați treaba asta pentru că dacă voi călătoriți pe timpul verii toată vara și apoi mai vreți să călătoriți și în octombrie și așa mai departe, veți putea rămâne fără bani, să nu mai aveți absolut deloc bani, pentru că noi de acasă ne facem niște calcule și vedem că putem câștiga extrem de mult acolo, dar viața la ei e diferită, e mult mai scumpă decât la noi pentru că traiul e diferit și
valoarea banilor este diferită, așa că voi acolo, cum ați câștigat de la un job normal, salariul este mic pentru ei, extrem, extrem de mic. Așa că încercați să vă organizați cu bănuții și, uite, vă pot recomanda și o aplicație. Eu m-am folosit de o aplicație My Wallet și îmi scriam acolo toate încasările, toate salariile pe care le-am luat, banii pe care îi cheltuiam pe mâncare, banii pe care îi cheltuiam pe alte chestii, tipsul pe care îl luam, banii de la al doilea job și așa mai departe. Încercați să vă organizați cumva astfel încât să nu muriți de foame, adică să vă cumpărați de mâncare, să vă aveți grijă de voi, să vă cumpărați și cele întrebuințoase, dar să vă puneți și bonus deoparte și în funcție de călătoria în care pe care vreți să o aveți sau în funcție de destinația în care mergeți sau în funcție de lucrurile pe care vreți să vi le cumpărați sau dacă vreți să rămâneți cu bani și să vă întoarceți cu ei acasă, organizați-vă în așa fel încât să fie bine. Și da, puteți să călătoriți și pe timp de vară dacă aveți liber de la job, însă dacă călătoriți toată vara și apoi și în octombrie și așa mai departe, nu aveți pretenția să vă întoarceți și cu bani acasă, pentru că nu o să se întâmple asta decât dacă, eu știu, prin minune ați făcut 30.000 de dolari acolo și n-aveți ce face cu ei. Însă, da. Și plus de asta, nu aveți timp, nu veți avea timp să călătoriți pe timp de vară pentru că veți trage tare și vreți să munciți cât mai mult, să aveți ore cât mai multe, să aveți cât mai mulți bani. Acum aș putea face ca o mică paranteză. Majoritatea care au fost, au mai fost, majoritatea care au ceva experiență cu engleza și cu US și așa mai departe, merg acolo cu scopul de a lucra extrem de multe ore, să-și facă bani și apoi să-i cheltuie cum știu ei mai bine, însă sunt și persoane care merg pentru prima dată și am întâlnit și eu genul acesta de persoane și care cred că ei merg acolo și o să stea în puf. N-o să se întâmple asta, dragii mei. Este un program Work and Travel. Work, vei lucra. Travel, vei călători. Ca să fie clar pentru toată lumea. Dacă mergeți acolo, voi veți lucra, nu veți sta degeaba. Într-adevăr, este alegerea voastră dacă vă veți lua și un al doilea sau un al treilea sau un al patrulea job. Însă dacă veți sta doar cu un job toată vara, nu o să vă ajungă banii de călătorit. După cum v-am spus, pentru noi, banii sunt mulți. Să câștigi pe timp de vară, nu știu, de la un job, 4.000 de dolari, 5.000 de dolari în funcție de perioada în care stați, habar n-am. Dar gândiți-vă că pe parcursul verii, din banii aceia trebuie să vă plătiți o chirie în cazul în care trebuie să o plătiți și nu aveți gratis cum am avut eu. Trebuie să mâncați, trebuie să vă mai cumpărați, eu știu, un hanorac, pentru că mie și Denisei ni s-a întâmplat să nu ne luăm destule haine groase și ținând cont că Maine este în mai nord, a fost destul de frig și a trebuit să ne cumpărăm haine mai groase, că aveam numai haine de vară cu noi, haine foarte subțiri. Deci luați în calcul orice posibilitate și nu vă gândiți că dacă mergeți acolo și stați doar la primul job, gata, pf. Da, știu persoane care au stat doar la primul job, dar lucrau la primul job 12-13 ore pe zi, ceea ce e bine. Însă dacă aveți un job în care lucrați 6 ore pe zi, nu o să vă fie de ajuns. Va trebui să vă luați și un al doilea job ca să puteți să strângeți o sumă mai mare de bani și să puteți călători și să vă cumpărați și alte lucruri. Deci, cam asta e sfatul meu. Următorul lucru, partea cu călătoritul, da, pe timpul verii, cum am spus, puteți să călătoriți, însă eu v-aș recomanda să o faceți în octombrie, pentru că acolo, în anumite zone, este sezonul terminat, cum ar veni, puteți să găsiți prețuri mai ieftine și pur și simplu puteți să lăsați călătoria pe final, pentru că, efectiv, luna octombrie este destinată călătoriilor. Toată lumea atunci călătorește, vă puteți face grup de prieteni sau puteți să scrieți efectiv pe grupul Work and Travel de pe Facebook cine călătorește în zona respectivă, haideți să ne întâlnim, haideți să facem ceva împreună, pentru că e mult mai amuzant și mult mai fain și mult mai distractiv în momentul în care mergi ca și grup. Sau pur și simplu optați pentru o excursie făcută de cei de la Old Friends. Old Friends este practic, are legătură cu agenția și ei se ocupă de acest gen de excursii în care vă duce prin mai multe locuri. Bineînțeles, plătiți bani pentru acea excursie, logic, și aveți o sumă exactă, însă dacă nu vreți să călătoriți singuri sau nu v-ați făcut, eu știu, prieteni cu care să călătoriți sau chestii de genul, puteți să optați pentru o excursie de acest gen. Deci, alegerea vă aparține. Dar eu v-aș recomanda să călătoriți în octombrie sau, cine știe, la sfârșitul septembrie, în funcție de cum terminați lucru. Un alt lucru, am să fac aici o paranteză, pentru că are legătură și cu jobul, dar și cu călătoritul. Dacă cumva voi încasați cecuri și nu aveți posibilitatea să vă închideți contul din bancă și de aici, dacă ați după ce ajungeți acasă, mie mi s-a întâmplat asta, deci eu nu aveam posibilitatea să-mi închid contul după ce ajungeam acasă, trebuia să-l închid contul acolo înainte să plec, ceea ce însemna că eu trebuia să-mi primesc ultimul cec.
asta rezultă faptul că nu am putut să lucrez până în ultima mea săptămână. A trebuit să-mi închei jobul cu o săptămână înainte de plecare. Și trebuie să țineți cont și de treaba asta ca să vă puteți lua toți bănuții de acolo și să nu le lăsați banilor pentru că sunt bani munciți de către voi și îi meritați. Ok, legat de călătorii, eu am vizitat Boston, da, am venit acolo cu avionul și la plecare am plecat tot din Boston, însă noi am vrut să vedem și orașul în sine pentru că am vrut să mergem la Harvard și așa mai departe, însă mai multe detalii n-am să vă zic pentru că o să vedeți pe vlog, iar următoarea destinație după Boston a fost în New York, acolo am stat mai multe zile decât în Boston și la fel o să vedeți pe vlog, o să fie ceva super lung și cred că o să împart în două părți pentru că am filmat o săptămână și puțin dacă nu mă înșel și este mult prea mult material și cred că nu am cum, trebuie să le împart neapărat în două, o să fac vlog cu Boston și partea a doua cu New York. Și cam asta este. După ce am călătorit, noi ne-am întors acasă, ne-am închis acasă, în ghilimele, acolo unde am locuit toată vara. Pur și simplu ne-am închis contul la bancă, ne-am luat ultimele cecurile de la angajator după am închis contul la bancă, am făcut curățenie în casă, am lăsat totul frumos în urma noastră, astfel încât să nu... Da, să lăsăm o impresie bună după noi și să aibă o părere bună despre noi. Pur și simplu, managerul. Și chiar ne-a spus asta și chiar mă bucur că am lăsat o impresie bună și că am văzut că românii nu sunt așa cum se mai aude. Și ne-a mulțumit, ne-a chemat chiar și la vara următoare, adică per total ne-a lăsat o impresie bună și chiar ne-a mulțumit și a zis că a fost foarte fericit de ceea ce am făcut noi acolo și că ne mulțumește că am acceptat acest job și așa mai departe. Adică a fost o experiență foarte frumoasă cu acest job, nu știu... Știți momentul acela în care poate contează partea financiară, dar parcă uneori ai nevoie de ceva mai mult, nu neapărat bani și atât. Ai nevoie de o mulțumire, ai nevoie de o recunoaștere, să ți se spună că, băi frate, mă bucur că ai făcut aia pentru că, uite, m-ai ajutat foarte mult, sau băi, chiar îți mulțumesc că ai venit și ai lucrat aici, sau băi, uite, îți mulțumesc pentru toată munca depusă. Contează și o chestie din asta, chiar dacă e doar o replică. Pur și simplu o apreciere de care toată lumea are nevoie. E ca și cu faza cu complimentele. Toată lumea are nevoie să-i se zică la un moment dat, băi, ce frumoasă ești asta, sau băi, ce bine arăți, sau o chestie de genul. Sunt chestii micuțe, detalii care contează. Iar după ce am făcut lucrurile acestea, după ce ne-am încheiat toate socotelile acolo, ne-am luat bagajele și ne-am dus spre tren ca să ajungem în Boston și apoi din Boston iarăși Amsterdam și București. După ce am ajuns în Boston, eram eu, Denis și cu o bulgăroaică, pentru că aveam zbor în aceea zi, doar că o ore distante. Legat de zbor, noi trebuia să ne întoarcem acasă pe, dacă mi-aduc eu bine aminte, pe 10 octombrie. Însă, ținând cont că am terminat lucrul mai devreme și că sezonul era mort, am vrut să plecăm de acolo cu o săptămână mai repede, ne-am schimbat zborul. Legat de zbor, compania cu care am zburat eu, noi am avut de la KLM zborul și... dacă schimbam în timpul săptămânii zborul, nu plăteam nimic. Însă dacă alegeam zilele de weekend, sâmbătă, duminică, inclusiv vineri și luni, plăteam ceva în plus pentru că voiam să schimbăm zborul. Însă noi ne-am ales marțea, era fix 1 octombrie și am zis că atunci e perioada perfectă pentru că noi ne-am calculat în așa fel încât să aibă și cineva să vină după noi până în București pentru că aveam și bagaje, mult mai multe bagaje și totuși e un drum destul de lung cu mașina de NCU până în București. Și că noi ne-am calculat în așa fel încât să fie bine. Și mai ales că eu nu le spusesem alor mei, celor din familie și așa mai departe, nu le spusesem că vin acasă, doar Danny a anunțat familia ei ca să vină după noi și eu am vrut să le fac o surpriză și nu vă imaginați cum a fost, adică a fost chiar frumos așa și chiar i-am uimit, n-au bunuit absolut nimic, atât de bine i-am mințit și le-am povestit ce fac eu pe acolo și chestii și că sunt ocupată și așa mai departe în timp în care eu eram în avion și nu aveam cum să stau pe telefon, că era pe mod avion telefonul și nu funcționa, dar a fost totul ok și a fost chiar frumos să ne revedem așa mai repede și să-i surprind. Însă zborul a fost ok-ish. Am ajuns în aeroport și a fost o,
o treabă foarte interesantă, pentru că în momentul în care am plecat de la gară spre aeroport, noi avem foarte multe bagaje, eram 7 fete, eram 3 fete cu 7 bagaje și plus ghiozdane, rucsacuri în spate. Și vă dați seama că nici măcar nu puteam să le cărăm, că cât pot să car două valize, una într-o mână, una într-o mână, plus ghiozdan. Dar tot rămânea o valiză și nu vă închipuiți cum, valize și încă o geantă, deci nu vă închipuiți cum ne-am cărat cu ele. Însă treaba a fost că de la gara până la aeroport a trebuit să luăm Uber, a trebuit să luăm două pentru că nu a venit Uber-ul care trebuia și nu aveam unde să băgăm bagajele, în fine. Partea interesantă este că am avut niște colanți pe mine și nu aveam buzunare și mi-am pus telefonul în rucsacul Denisei. Și cum a chemat Uber și așa mai departe, eu m-am urcat în primul Uber cu 3 valize și un rucsac și am zis că ne întâlnim mai în aeroport și ele să vină cu restul bagajelor, că erau mai mari și mai grele, și cu Uber-ul următor și ne întâlnim acolo. Ei bine, eu știam că am zborul la terminalul A și pe drum, șoferul m-a întrebat încă o dată că unde mai exact vreau un aeroport, la care termina, și am spus, uite, am zborul la terminalul A, la poarta cu tare, și m-a dus fix acolo, m-a lăsat fix în față și am ieșit și am așteptat eu acolo și am așteptat și am așteptat și nu mai apărea un alt Uber ca să vină fetele. După a realizat că n-am nici telefon la mine, după a realizat că nu mă pot deplasa cu valizele, și știți ce am făcut? Am așteptat acolo afară, cred că vreo 10 sau 15 minute. Am avut noroc că ne-am dus mult mai devreme, pentru că am așteptat și pur și simplu nu apărea nimeni și am zis ok, hai să intru înăuntru să văd cât e ceasul, pentru că nu știam cât e ceasul, să văd ce fac, poate pot să dau și eu ăsta la cală. Dar am încercat eu să intru înăuntru în aeroport și nu vă închipuiți cum făceam. Înaintam cu o valiză un metru, mă întorceam după următoarea, o mai duceam un metru, mă întorceam după următoarea, o mai duceam un metru, făceam pauză 5 minute, apoi iar mai înaintam cu fiecare câte un metru, iar pauză, până a reușit să intru înăuntru. Cred că mi-a luat chestia asta 10 minute, asta însemnând maxim 10 metri de mers. Dar mi-a luat groaznic de mult din cauza că erau bagajele. Și când am ajuns în interior, m-am tot uitat eu pe acolo, m-am tot învârtit și... Minunea a fost că cineva avea cărucior din acela de bagaje. Înăuntru și afară nu văzusem nicăieri, nu știu de unde luase, dar avea cărucior din acela. Și pur și simplu a venit la cală ca să își dea bagajul mai departe și l-a lăsat deoparte. Și când l-am văzut a fost ceva gen, i-am zâmbit, l-am luat repede și mi-am pus și eu bagajele ca să mă pot deplasa, pentru că nu puteam să mă deplasez, să mă uit, nu știu, la... ecranul cu zborurile, să mă duc să le caut pe fete, să fac ceva, că nu puteam să stau acolo singură. Și am zis că hai mă să duc bagajele la cală. Și apoi a venit momentul în care am realizat că nu pot să fac nici asta ca să scap de ele. Pentru că, unul la mână, ca să intre la cală acolo în Boston, trebuia întâi să mergi cu telefonul, noi aveam biletele pe telefon, trebuia să mergi într-o parte, să-ți printeze un cod mare de bare, apoi să mergi la cală, să-i dai codul ăla de bare, să ți le cântărească și așa mai departe. Dar ideea era în felul următor. Eu aveam la mine rucsacul meu, rucsac pe care voiam să-l iau în avion. Aveam valiza mică a mea, pe care o dădeam la cală, însă nu aveam biletul să mă pot duce, și mai aveam două valize care nu erau ale mele, dar erau cu mine, astfel încât nu aveam cum să le dau la cală. Și m-am tot plimbat eu pe acolo, ce să fac, n-aveam cum să dau de ele, n-aveam niciun telefon. Dacă mai trecea mult timp și știam că nu mai avem timp, făceam rost de un telefon, întrebam pe cineva și le sunam sau ceva, pentru că altfel nu aveam cum să facem. Însă într-un târziu vin fetele mele că au ajuns și acolo era faza interesantă, vă dați seama, după ce am fiert acolo, pentru că nu mi-era frică că o să pierdem zborul, pentru că mai aveam vreo 2 ore jumate la dispoziție și aveam timp să ne îmbarcăm și chestii de genul, însă eu nu le găseam, nu aveam cum să dăm una de cealaltă. Însă ele au venit și după mi-au povestit că Uber-ul lor le-a dus în terminalul C, a fost foarte departe, ele până au ajuns aici au durat jumătate de oră și da, aeroportul din Boston e al naibii de mare, cum să vă explic eu. Imaginați-vă o autostradă cu foarte multe benzi, uite așa, dar imaginați-vă două, cum ar veni, o autostradă care merge pe un singur sens cu 4-5 benzi și un decor în mijloc și apoi a doua, în ghilimele, autostrada, a doua parte de asfalt, ca să zic așa, în care la fel erau 4-5 benzi, doar că pe sens opus. Și aeroportul era și pe o parte și pe cealaltă, iar peste această autostradă erau pasarele din acelea de sticlă peste care treceai. Ei bine,
Terminalul A era primul în colț, aici în dreapta mea, ca să zic așa, iar terminalul C era pe partea cealaltă de stradă, în colțul opus. Deci ele de acolo au făcut jumătate de oră pe pasare la aia cu bagajele ca să vină până la terminalul A și a fost foarte interesant. După ce ne-am dat bagajele de cale, ne-am dus să o conducem pe fata cealaltă. Ea avea zborul mult mai târziu decât noi, doar că fiind singură nu știa unde să meargă, era puțin mai timidă și ne-am dus cu ea, am fost toate trei, am găsit terminalul, a fost totul ok, am lăsat-o acolo și după ne-am întors și noi la noi, ne-am dus la security, ne-am îmbarcat și a fost totul ok. După ce am plecat, am avut cel mai groaznic zbor ever. La întoarcere, zborul acela lung de 6 ore jumate, 7 ore, nici nu mai țin minte cât a fost. Până în Amsterdam a fost plin de turbulențe, a fost groaznic, n-am putut nici măcar să beau un pic de apă pentru că făceam mână, uite așa, non-stop. Când mâncam la fel, așa făceam mâna și efectiv săriai și a fost groaznic din punctul ăsta de vedere. Dar bine că am ajuns cu bine în Amsterdam și a fost totul ok. Partea nașpă iarăși în Amsterdam, am avut de data aceasta 5 ore de stat, am avut escale și după până am ajuns în București și după până am ajuns acasă la Sibiu. Deci la întoarcere a fost super obositor, chiar a fost vorba de 24 de ore continue în care n-am dormit și eram super obosită și cu bagaje și așa mai departe. Deci când am ajuns acasă eram frunte și de-abia așteptam să ajung acasă doar ca să pot să dorm. Însă experiența per total cu zborurile a fost ok. Când ne-am dus încolo nu a fost chiar așa nebunie pentru că am plecat din București, în Amsterdam e super ușor, aeroportul mi se pare super simplu și în Boston când am ajuns iarăși la fel, pur și simplu am ieșit din aeroport, am luat taxiul și am plecat. Deci, da, ca așa și cu zborul, stați să văd, ok, deci am încheiat toate aceste subiecte de pe listă. Nu știu ce aș putea să mai ating, chestiile astea mi-au venit mie în minte, dacă aveți voi întrebări puteți să-mi lăsați în comentarii și am să vă răspund cu drag în măsura în care știu și eu să vă răspund. Dacă aș repeta experiența, da, aș repeta-o. După cum v-am spus și în clipul anterior, m-am înscris deja în program și o să merg din nou și la vară. Nu știu exact dacă în același loc sau în altă parte, dar vă voi ține la curent. Dacă vreți, uite, dacă vreți, puteți să îmi lăsați în comentarii. Dacă vreți un update pe viitor, asta însemnând să, nu știu, să vă spun dacă mi-am ales job sau unde mă duc sau eu știu chestii. Nu știu, dacă se mai adună de încă un subiect, să fie cât să fie de un clip, am să îl fac la cerința voastră. Dar cam asta a fost experiența mea, a fost una plăcută per total, deci călătoritul a fost excepțional. Experiența cu joburile a fost foarte fain și în cazul în care vă întrebați cât am strâns eu, nu m-am ferit de absolut nimeni, ba chiar am zis la toată lumea la care am întâlnit-o și care m-au întrebat câți bani am făcut eu acolo pe timp de vară. Ei bine, sumele variază în funcție de joburi, în funcție de câte joburi aveți, dar ca să știți, cei de la American Experience au făcut o medie și de obicei cam fiecare student câștigă pe timpul sezonului câștigă undeva între 8.000 și 10.000 de dolari. Deci cam asta este media. Însă sunt persoane care câștigă foarte puțin, mult mai puțin decât asta, sunt persoane care câștigă mult mai mult de 10.000 și sunt persoanele, majoritatea, care câștigă fix între sumele astea. Și am să vă dau câte un exemplu. Eu, în cazul meu, la mine s-a ajuns aproape la 8.000 de dolari și asta doar pentru că în luna septembrie am avut ore foarte puține, nu lucram. Dacă lucram în luna septembrie, așa cum am lucrat în timpul verii, cred că depășeam 8-9.000 cu siguranță, pentru că era o lună în plus și era mai diferit, însă ținând cont că sezonul se încheiase doar cam la 8.000 a fost în cazul meu. Însă, am avut, de exemplu, un coleg de facultate care a fost în altă parte, el a reușit 10.000. Am avut pe o altă persoană care deja era la a patra experiență și a strâns 19.000. Însă au fost și persoane care au fost pentru prima dată și au ajuns acolo și au refuzat să lucreze și efectiv au făcut 500 de dolari o vară întreagă. Imaginați-vă lucrul acesta. Adică de asta ziceam și mai înainte, asumați-vă dacă vreți să mergeți acolo pentru că este vorba de work and travel. Work, mult work, foarte multă muncă și apoi partea de traveling. Și
trebuie să vă asumați, adică e o responsabilitate și dacă mergeți acolo, mergeți să lucrați, nu vă duceți ca să ce, să stați și să vă uitați la unul și la altul și să nu câștigați niciun ban și să regretați că nu ați mers acolo pentru că nu sunteți în stare să lucrați. Voi vă cunoașteți cel mai bine, dacă știți că nu vă place să lucrați, nu mergeți, nu optați pentru acest program, pentru că nu este vorba despre acest lucru. Mergeți acolo ca să lucrați. Și un alt sfat, unul care mie mi se pare puțin amuzant și pe care nu-l știam, adică știam anul trecut, vara trecută, însă mi-a fost puțin frică să fac lucrul acesta, însă vara asta nu mai fac prostia să nu fac lucrul acela. Și este vorba despre mâncare, dragii mei. Mâncare. Deci mâncarea este groaznică la ei, din punctul meu de vedere. În primele două săptămâni am făcut foametea, pentru că nu îmi plăcea nimic. Din tot ce am încercat, nu mă săturam, nu îmi plăcea, mă simțeam rău după. A fost adaptarea, într-adevăr, însă nu mi-a plăcut. Și mi-a fost destul de greu să mă acomodez cu mâncarea și nu-mi luasem chestii de acasă pentru că m-au zis foarte multe păreri că că ajungi acolo la ei și ți le aruncă în aeroport și chestii de genul. Nici măcar nu ne-a controlat. Ne-au întrebat doar dacă avem mâncare, i-am spus că nu ne-a controlat nimeni, nu a fost nimic. Asta înseamnă că vara viitoare o să-mi iau mâncare. Bineînțeles, o să car după mine chestii care se pot căra, adică nu chestii care să se strice. Dar în orice caz, și tot legat de mâncare, un lucru care pe mine m-a șocat, dar cred că era destul de evident, adică e un alt continent și tocmai în celălalt capăt de lume. Să știți că ei nu au vegeta. Eu sunt o consumatoare foarte, foarte mare de vegeta, așa că pentru mine a fost un șoc să nu am vegeta, pentru că o folosesc în ciorbe, o folosesc în supe, o folosesc pe cartofi prăjiți, o folosesc pe popcorn, o folosesc în absolut tot ce mănânc. Tot ce mănânc, eu pun vegeta peste. Și pentru mine chiar a fost un șoc. Vă spun sincer, astfel încât vara viitoare o să plec cu punga pregătită de acasă. Așa că dacă aveți și voi vreun produs preferat de mâncare de care nu vă puteți lipsi sau la care o să-i duceți lipsa în cazul în care nu o să mâncați 3 luni și puteți să-l cărați cu voi, cumpărați-l de acasă și băgați-l acolo în bagajul de cale și luați-l cu voi. Deci, cam asta e experiența mea. Altceva nu cred că mai am ce să vă zic. În cazul în care aveți voi întrebări, după cum am spus, lăsați-mi în comentarii și am să vă răspund la ele. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Știu că o să iasă un clip mai lung, dar chiar voiam să includ tot și să vă povestesc pas cu pas. Așa că noi rămâne să ne vedem în următorul videoclip și da, eu vă sfătuiesc să încercați această experiență pentru că este unică, nu o să vă mai întâlniți cu așa ceva niciodată în viață și chiar se merită să experimentați și să deveniți independenți încă din primul an de facultate pentru că vă va ajuta foarte, foarte mult în viitor și vă va face mult mai responsabil și să vă descurcați voi așa singurei. Chiar dacă e vorba de un alt continent. Așa că, da, eu am să închei aici, că am vorbit foarte mult și mă și doare gâtul și ne vedem data viitoare. Pa, pa, v-am pupat!